Crăciun și la blocăm 2020. Deci, în început, supun la vot procesele verbale de data de 14 ianuarie 2022 și 26 ianuarie 2022. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local comunei Dunapoi, județul Bacău, pe anul 2022, inițiator domnul primar Tinei Silviu. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prim înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului drum comunal DC 112 Gura Vișoara, comuna Ștefa cel Mare, aflată în Instagramul satului Gura Văi, comuna Gura Văi, județul Bacău. Domeniul public al UAT Gura Văi, inițiator domnul primar Tinei Silviu. 3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil de lemn categoriei pășune în suprafață de 10.000 metri pătrați, având numărul cadastral 62.023 din domeniul privat al comunei Buravoi, în domeniul public al comunei Buravoi, de tot domnul primar Tinei Silviu. 4. Proiect de hotărâre privind la emiterea avizului de principiu al documentației din planul urbanistic zonal. Planul urbanistic zonal. Plus, centrală electrică Eulian Onești de 85 MW și raportul la stația electrică Borzești, municipiul Onești, comunele Gura Văi și Regiu, județul Bacău, inițiator domnul primar Tinei Silviu. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea normelor de conviețuire socială la nivelul comunei Gura Văi, inițiator domnul primar Tinei Silviu. 6. Proiect de hotărâre privind respingerea petiției numărul 8677 9-9-2022 depuse de doamna Deacu Elena, prin care solicită scutirea taxei de salubrizare. 7. Proiect de hotărâre privind respingerea petiției numărul 8678 din 9-9-2022, depusă de doamna Angalu Mariana Ionela, prin care solicită scutirea taxei de salubrizare. 8. Proiect de hotărâre privind respingerea petiției numărul 9347 din 10-10-2022, depusă de domnul Radu Vasile, prin care solicită scutirea taxei de salubrizare. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Gura Văi ca membru la Societatea Națională de Crucea Roșie din România, filiala Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a EGH numărul 29 din 2022 pentru modificarea și completarea legii numărul 672 din 2002 privind auditul public intern. 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil teren categoriei pășune în suprafață de 10.000 metri pătrați având numărul cadastral 62.023 din domeniul public al comunei Gura Văi în domeniul public al județului Bacău. 12. Informări, interpelări, petiții diverse. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotriva, abține. Domnul președinte, solicit, în conformitate cu prevederile codului administrativ, retragerea proiectului numărul 11 de pe ordinea de zi, întrucât până la data ședinței ordinare, Consiliul Județean Bacău nu a emis prin hotărâre solicitarea de transfer. Așa că va trebui să mai așteptăm. Supun la vot solicitarea de transfer. Cine este pentru? Împotriva, abține. Bun. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local comunei Gura Văi, județul Bacău, pe anul 2022. Domnule primar. Da, mulțumesc, domnul președinte. Onorat Consiliu, a avut loc prima rectificare de buget în anul 2022. S-a transpus prin o hotărâre de guvern ce privește dislocarea unor sume din fondul de rezervă al guvernului. Asta înseamnă că de la finanțe nu vom mai primi nimic. Suma alocată este de 275.000 de lei și din venituri proprii am reușit vânzarea terenului de peste bani, pentru care am obținut 55.000 de lei și în ultimele 3 case la rotunda, aproximativ 30.000 de lei. Deci sumele care fac venit la bugetul local sunt 275.000 și încă 85.000 de lei de la vânzare bunuri proprii. Având în vedere că nu e o rectificare extraordinar de bogată, am propus suplimentarea cu sumă 160.000 de lei autorității executive, din care 30.000 de lei, vrând nevrând, va trebui să-i dăm pentru investiția sistemului de supraveghere din Comuna Gura Văi pentru realizarea acelui studiu de coexistență. Am încercat numeroase, tentative de a contracta în SICAP la prețuri mult mai mici acest studiu de coexistență. În general, prețurile au crescut și totul depinde de kilometri de rețea pe care e. A fi vorba de Gura Văi capăta, ca limită de rețea, minim 15 km, undeva la 1800 de lei pe km, fiecare stâlp în parte trebuie evidențiat pe acest tip de coexistență.
E un document fără de care nu putem da drumul la, la camere de supraveghere și investiția pe care am făcut-o nu și-a atinge scopul. 13.000 de lei pentru cheltuieli curente, mai sunt factori de plătit. 130.000 de scuze cheltuieli curente, mai sunt factori de plătit la anumite lucruri pe care le-am cumpărat pentru funcționarea primăriei. Noi le-am prevăzut inițial, prețurile au crescut vertiginos, având de plătit o parte de lucrări cadastrale, inclusiv ceea ce facem pe cele două proiecte, ridicări topo pe drumuri. E vorba de kilometri mulți de ridicat și de trecut și avizat la OCPI, plus micile lucrări, gen introducerea drumului comunal 112 în cartea funciară, prima înscriere și multe alte terenuri. În general, banii se duc pe cadastrări. Plus anumite bunuri pe care vrem să le cumpărăm. La domnul secretar e nevoie de un laptop nou, e nevoie de o imprimantă nouă, A3. Deja și-au atins cu mult gradul de uzură și nu mai pot fi folosite, să investesc mai mulți bani în reparații decât în cumpărat noi. La fel, 28.000 de lei alimentări cu apă, e vorba de proiectul pe Angel Salini, extindere rețea de apă, studii, avize, autorizații, la fel și în cazul proiectului integrat pentru înființarea rețelei de canalizare și acolo costurile sunt destul de mari, avize de mediu, autorizații, și tot ceea ce trebuie să depunem ca să semnăm contract de finanțare la Ministerul Dezvoltării. Ele sunt deja în lucru, apar pe parcurs diverse cheltuieli pe care trebuie să le asigurăm pentru a putea obține acei bani pe care au fost aprobați pentru Bravoie prin ordine de ministru. 100.000 de lei merg la capitolul drumului, din care vom suplimenta cu 30.000 de lei la combustibili, 50.000 de lei la reparații și 20.000 de lei alte cheltuieli. În principiu, 20.000 de lei sunt la rezervă tot pentru reparații. Am reușit să rezolv unul din bolul de excavatoare, să-l reparăm. Au fost înlocuite punțile spate amândouă, cost total pe factură 27.000 de lei, amândouă punțile spate. Urmează să încercăm să reparăm și pe celălalt comațu. Acolo lucrurile sunt un pic mai grave. E vorba de o pompă hidraulică nouă și o pompă de combustibil, pompă de motorină nouă, întrucât din ce am discutat cu specialiștii, ca să nu mă exprim prea urât, nepăsare și lipsă îngrijire corespunzătoare, mă refer la calitatea uleiului care a fost băgat în hidraulic și calitatea motorinei care s-a folosit de-a lungul celor 9-10 ani de când funcționează boldul excavator. Costurile sunt destul de ridicate și dacă vrem să asigurăm funcționarea acestui utilaj, va trebui să mai investim o sumă de bani, zic eu, considerabilă în el, dar nici să cumpere un nou. Am uitat la prețurile actuale ale pieței, vorbind de la 100.000 de euro în sus fără TVA, un bol de excavator nou, lucru pe care vă spun că nu ne-l permite. Despre asta e la această rectificare. O să mai vină o sumă de bani de la Consiliul Județean, dar asta la sfârșitul lunii, când vor da și hotărârea pe rectificare. Mulțumesc. Scrie la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, cine? Domnul proiect de hotărâre pe aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului drum comunal de cer 112 Buravăi, Vișoar, comuna Ștefan cel Mare, aflat în extraganul satului Buravăi, comuna Buravăi, județul Bacău, domeniul public al UAT Buravăi. Domnule primar. Da, mulțumesc. Vă rog, domnul secretar, să consemnați că până la data ședinței, de la data publicării anunțului, 7-10, nu au fost înscrise obiecțiuni sau alte recomandări la sediul primăriei Buravăi. Este vorba de prima înscriere în sistemul integrat al drumului comunal 112 Buravăi, care face legătura între postul sat Pătrășcani și Vișoara, comunei Ștefan cel Mare. Este drumul comunei Buravăi, atestat prin două hotărâri de guvern, respectiv hotărârea de guvern numărul 500, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, anexa 34.131, și hotărârea de guvern 1347 pe 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiului orașului și comunei județul Bacău, la anexa 38. Acest drum figurează în domeniul public al UAT Comuna Buravăi. Am prezentat referatul de aprobare, care este destul de vast, așa cum stă bine unii studenți la drept.
Vreau să reținem un singur lucru. Bunurile proprietate publică au trei caracteristici. Sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Adică oricine ar încerca orice ocupare a domeniului public, șansele lui de a reuși sunt zero. În instanță, la orice dată, la orice oră, din zi și din noapte, ai depus o revendicare imobiliară, bunurile îți revin ție. Vorbim de domeniul public, de domeniul privat. Bunurile proprietate publică sunt cele prevăzute de bun administrativ și categoria de drumuri publice nu pot fi, nu poate face parte în altă categorie decât din domeniul public al Comunei Bravo. Ca să spun ce o să urmeze, cred că cei de la OCPI ne vor respinge această hotărâre, pentru că drumul este deja intabulat ca domeniu privat în favoarea unei societăți private. Și va trebui să deschidem proces, odată în contencios de a schimba decizia OCPI și a obliga să intabuleze și una în civil, revendicare imobiliară. Avem avocat angajat, deja este pusă în temă. Este un proces de lungă durată, dar nu pot ceda sub nicio formă drumul comunal 112, mai ales că în componența satului Comunei Râpile de acum mulți ani de zile, satul Jăvrei era sat apartenent al Comunei Urăveni. Deci nu poate să spună nimeni că drumul comunal între noi și Jăvrei nu a existat niciodată. Scrie la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Este pentru. Trei proiecte de hotărâre privind trecerea unui imobil teren, categoria pășune, în suprafață de 10.000 m2, având numărul cadastral 62.023 din domeniul privat al Comunei Gravei, din domeniul public al Comunei Gravei. Domnule primar? Da, domnule secretar, vă rog să consemnați același lucru, că de la data publicării anunțului de transparență decizională, 22.9, până la data ședinței, când am depășit 30 de zile, nu s-au înregistrat obiecțiuni sau alte recomandări asupra acestui proiect de hotărâre. Este vorba de o societate privată care dorește să elaboreze un proiect mai grandios, o centrală electrică eoliană care cuprinde 3 wateuri, municipiul Onești, Comuna Gurapăi și Helegiu. S-a emis deja certificat de urbanism. Noi acum urmează să aprobăm avizul de principiu al acestei documentații. Firma în sine urmează să obțină documentele necesare pentru avizele definitive pentru a se putea da planul urbanistic zonal. Dacă ne uităm pe documentație, apar ambiguități, apar diverse neconcordanțe și las la atitudinea Consiliului Local dacă este de acord. De asta noi cum ne gândim. Cu scuze de rigoare, aia 10.000 m2, deja știți despre ce este vorba. Este la bază alte hotărâri prin care s-a dispus găsirea unui teren de 10.000 m2 care să-l trecem în administrarea Consiliului Județean Bacău pentru a putea termina acel drum de la Rădoaia. Care s-a trebuit de suflat cu punctul 11. Punctul 11 la retras, pe care zis. Te pune două. Până la cine este pentru? Sfântul Absinie. 4. Proiect de hotărâri cu privire la emiterea avizului de principiu al documentației de plan urbanistic zona 1 plus, centrală electrică eoliană Onești de 85 MW și acord la stația electrică a Bolsești, municipiului Onești. Comunele cu Ravăi și Elegiu, județul Bacău. Am spus mai înainte, nu mai repet încă o dată. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Haideți să vă luăm cuvântul. Da, da, da. Dar tot spuneam prima că nu au depus nicio documentație, nu au depus o documentație mai exactă, mai așa. Eu propun să mai vedem un pic. Să-l amânăm. Da, am văzut. Astăzi, și în capitolul proiectare, cum spunea domnul Antoiță, sunt anumite neconcordanțe. Deocamdată, eu unul las datorii la Consiliul Local, dar răspuns să mai studiem problema, ca să nu interzicem cu alte măsurători. Deci, ei țin 16 eoliene, da? Câte sunt 3 și cu vreo 7 sunt la Gurabăie. Până la capăt a sus. Acolo. Cine face drumul de acces până acolo? Nu, e
ei au specificat și au menționat că este folosit de drumul deja existent. Deci, ei așa menționează. Și ce era acordul primăriei ca să folosească de drumul deja existent, de infrastructura deja existentă. Drumul existent este drum de exploatare. Este drum de 2-3 metri care se duce la Pășune, care se duce acolo, trebuie pentru transport acabaretic. Drumul ce-a fost 5-6 metri. Păi, pilonul are 5 metri diametru. Domnul Antoic, înțeleg undeva, deodată ce eliberezi un uz și dai un drept de construire, oarecum face referire la ideea că trebuie să-i asiguri și facilitățile. Da. Deocamdată, la capitolul ăsta nu am discutat, dar e puțin probabil ca firma care va face să aștepte primăria să investească sume colosale de bani pentru a le asigura strict lor accesul la la proprietățile respective. Poate să-și ia gândul, și o spun oficial, că poate să-și ia gândul că primăria Gurabăi dispune de atâtea fonduri încât să reabiliteze drumuri agricole sau extravilane sau de exploatație, cum spuneți dumneavoastră, în detrimentul drumurilor comunale. Pentru că la sine înțeles că în clipa în care și-au ales locațiile, au văzut ce drumuri sunt și cred că e conștient că firma va trebui să cheltui bani să-și asigure... Dacă mi-aduc aminte, este ordonanța 34 din 2013, legea Pășunilor, care spune acolo, orice drum care se execută sau vor și intervenția asupra Pășunii, trebuie să demonstrezi că dai altă suprafață în loc pentru Pășunii. Noi când am concesionat, le-am dat în sarcină toate obligațiile de a scoate din circuitul civil Pășunii, de a-și face toată documentația necesară, adică noi ne-am derogat de sarcina asta, de a depune noi diligenții ca să scoatem Pășunea din circuit sau drumuri. Este treaba lor cum o fac legal. Bine, pasul ăsta e un pas inițial, pentru că de acum urmează să scoată avizi de la mediu, avizi de la Apele Române, avizi de la Transelectrica, de la toate instituțiile statului, ca să iasă cu acel certificat de urbanism, dat cu toate avizele care s-au trecut în el. Este un prim pas, doar că v-am spus. Mai, chiar dacă au trecut 30 de zile de când am primit adresa asta, eu zic să o mai analizăm. S-o mai analizăm că nu e o gravă de săvârșit. Aveți scrie la cuvânt? Ia să vă mai supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea normelor de convențiune socială la nivelul comunei de la Vale, domnule primar. Da. Zi de zi constat că oricât am oferit, oricât am muncit, oricât am depun eforturi ca să avem o comună curată, în principiu, există întotdeauna un grup de oameni care hotărăște împotrivă. Și orice eforturi ar depune Consiliul Local prin aprobările pe care le dați pentru cheltuirea banului, pe pubele, pe ecologizări, pe tot ceea ce facem și băieții care muncesc de zi pe drumuri, există o parte din cetățeni care nu se vor civiliza niciodată. Decât există două variante. Ori cu bătaia, ceea ce nu-i dă voie legea, ori cu aplicarea legii și a sancțiunilor contravenționale. Proiectul de hotărâre care aveți în față coroborează mult mai multe măsuri, înăsprește HCL numărul 7, pe care o aveam deja dată, pe care deja s-au aplicat suficiente sancțiuni, dar mi se pare că sancțiunile sunt prea domale, pentru că pleacă de la 200 de lei mai departe și poate fi achitat jumate în 15 zile și nu și atinge scopul. Ca să spun din măsurile pe care vi le-am propus, consider că la momentul actual, prin reorganizarea postului de poliție Gurabăi, nu știu dacă știți, postul de poliție Gurabăi figurează doar cu numele și ca și clădire acum, toți au fost adunați în jurul secției 10 poliții onești și de acolo pleacă în patrulări, în mare parte. Adică un polițist la postul de poliție rar ai să mai găsești de acum acolo, adică dacă se trimite restul patrulări, câte 2 polițiști pe 6 comune. Deja prezența uniformii în comuna Gurabăi a dispărut. Una din măsuri o vom îndeplini prin acest studiu de existență și va fi realizată prin punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video. Totodată am propus, deși este la atitudinea ordonatorului de credite, să scoatem la concurs 2 posturi de polițist local, 2 posturi cu studii superioare, ambele cu experiență, grad principal, grad superior, minim 7, minim 5 ani respectiv,
ca să completăm compartimentul poliției locale care are 5, 1, 4, 4 vacante. Polițistul local va lipsi în perioada următoare, întrucât este fericitul tătica unui băiat. Și are dreptul la, și la concediu paternal, și la, dacă face cursul de puericultură, se prelungește, adică perioada, în perioada următoare. Mai sunat. Este vina domnului viceprimar care a tărit piciorul. Dar asta nu, da, păi stau în același birou și cred că s-a îmbolipsit unul la altul. Asta nu, nu e un lucru de care ne pare rău, asta vă dați seama, dar va trebui să găsim și contramăsurile necesare ca să suplinim lipsa, că dacă nu am nici poliție la post, nici măcar un poliție local. Tocmai ca să fii din comun la noi, vedem de muncă tot la noi din comun. Bine ar fi. Asta, ce a spus dumneavoastră, voi, părerea dumneavoastră, nu pot să impun această condiție, nu este prevăzută în lege, ar semna o discriminare și nu pot să o, nu pot să spun că sunt de acord cu ea, deci reprezintă o discriminare să spui că doar din comună și în altă comună. Legea spune că toți cetățenii români pot participa la un concurs public. Și nu pot să spun. Și vă mai dau și un lucru care o să vă dezamăgească. La condițiile care le-am impus de studii și de vechime, nu se îndeplinească niciun. Greu găsești un băiat cu bac în comuna Bravo, dar minți mai și superioare și 7 ani vechime, măcar într-o specialitate a studiului. Polițiști pensionari? Nu, polițiști pensionari nu. Au, numai voi la pensie cumulată cu, cu salariu și nu cred că îl convine. Deci este una din măsuri și va trebui să o pun, chiar dacă va încărca bugetul local cu o sumă destul de considerabilă, că două salarii la vechimea care este și studiile pe care le-au, înseamnă ceva, dar nu mai putem, tolera anumiți cetățeni care nu reușesc deloc să se adapteze. Vă dau un exemplu, la locurile de joacă. Faptul că am un singur polițist local, Poliția Națională nu patrulează pe locurile de joacă, e dezastru. Deci este dezastru. Degeaba le pun anul ăsta, că anul viitor nu-i mai am. Degeaba fac o rată acum, când peste două zile este la fel. La bazele sportive la fel. Cunoaște situația, în fața școlii cu Dumbrava, cred că știți ce mizerii se adună, trebuie să fie cineva care să asigurăm și pe o, o perioadă mai extinsă de, de zi, 4 ore dimineața, 4 ore mai pe seară, mai după amiază, să-i mai ia cineva din mânică, pentru că așa ritmul ăsta nu mai ajung să mai termin lucrările. Dacă eu, bază, mi-am propus că fac loc de joacă la Motocești și venim gata de mediu, tot astăzi, eu în loc să fac locul de joacă la Motocești, trebuie să mă întorc în zona totală, să curăț gunoiul și mizerie. Acum facem la Cristian, acum e bine. Acum facem la Ieștea Spirea din Ară, acum e bine. Am luat amendă 25 de milioane de la Garda de Mediu pentru cu totul alte lucruri. Dar să înțelegeți că instituțiile statului vin constant în comuna Burabăi, în special cei care au atribuții de control, ne controlează. Și nu cred că ne face bine la bugetul care este. Noi avem un buget pentru alte lucruri, nu pățim ca alte UAT-uri vecini să luăm 200, 300, 500, că tot din buget se plătesc. Tot din buget se plătesc. Sunt măsuri care vin în, în sprijinirea administrației locale de a încerca totuși să avem o comună cât de cât curată, igienizată, să încercăm să ieșim și noi cu fruntea sus, că atunci când vine un cetățean de raza comunii Bravoi și atât eu cât și viceprimarul, să nu mai stăm cu stres, că vine garda inordinat și nu știm de unde scoate jovenul cu mizerie. Toate băraile la fel se umplu de gunoaie, am nevoie de oameni care să patruleze prin comună, am nevoie de oameni care să aplice sancțiuni, nu m-am lucrat niciodată ca să dea amenzi. Eu nu, doar dacă mă îmbrac înapoi din forma de poliție locală, m-am pus și eu pensat, dar nu cred că ăsta e rolul primarului. Și să încercăm totuși să întreținem lucrurile pe care le avem într-o, într-o formă așa curată. Nu mai spun că festivale azi adun meniurile, mâine sunt la locul lor. Deci, astea sunt măsuri pe care se le propun. În general, în mare parte ați văzut că sunt, sunt amenzi, amenzi contravenționale, amenzi consistente cu ditura asta. Am adăugat hotărârii Consiliului Local numărul 7, o, o gamă largă de activități și acțiuni contravenționale care contravin intereselor societății care dorește dezvoltare și vă spun că sunt hotărât până la capăt să duc aceste măsuri la îndeplinit și să avem și o poliție locală funcțională care să suplinească lipsa poliției de la, de la post și care totuși să fie prezentă pentru cetățeni și mai ales pentru cetățenii care nu respectă legea. La școala la Pătrășcani. Acum am făcut-o, este neagră toată. Este, este albă de felul ei, dar ea este neagră acum. Pentru că fiecare vine mănâncă semințe, deși au coși de gunoi acolo, nu e nicio problemă, deci așa, dar mănâncă semințe pe jos,
unul bate mingea fix în ea, mizerii, v-am spus, cu nemiluita și în loc să dau înainte cu deformatări de șanță, cu drumuri, cu defrișări, eu trebuie să mă întorc în fiecare zi să adun gunoaie. Gunoaie și gunoaie. Să știi educația acestui. Măsurile, v-am spus, măsurile nu vin să încurce pe nimeni, măsurile pentru omul de rând care a învățat să respecte cât de cât legea și să bucură faptul că vină gunoi la poartă în fiecare marți și este suportabil din punct de vedere a cheltuielilor, n-are ce să-mi reproșeze. Măsurile sunt pentru cei care încă nu înțeles că nu mai merge așa. Care sunt certați cu legea? Sunt interesați. Care nu au bun simț. Scrie la răspuns? O întrebare. În 2012-2016, poliția locală parcă avea dublă subordonare. Da, nu. Când erați polițiști atunci, plecați în patrulare cu poliția din Moroșitul. Deci, lua polițistul din Gurabăie și îl ducea în altă parte. Că eu am fost atunci, am fost împotrivă. Mai bine desfințăm poliția locală. Decât să plătesc polițist local și să facă patrulare la Coțobâlca și Gurabăie rămâne goală, mai bine nu la. Că e același lucru. Cam așa e acum cu această reorganizare. Doi polițiști la 6 comun. Hai să fim serioși. E de râs. Doi polițiști la 6 comuni. Asta e patrulat de la ora 4. Dacă ai două, unul, doi, unul la ureche și unul la Buciu, ce faci? Cum ajungi pe? Nu mai există o subordonare. Poliția locală are subordonată primarului. Face parte din compartimentul poliției locale, subordonat direct primarului pe legea 150. Să facă treaba în comun. Ordinul ministrului interzice formarea de echipaje de polițist național cu polițist local, pentru că cei de la MEAI, sindicatele, au fost foarte vehemente împotriva acestor polițiști locali, că nu au studii, că nu au bacul, știți discuțiile, și pot forma doar echipaje mixte între polițiști și jandarmi. În clipa de față, polițistul local nu mai poate ieși din sfera OATV-ului. Foarte bine. Pentru că nu are competențe. Când a ieșit de la pod încolo, este civil. Și orice pățește în mașina de poliție, răspunde și asumă. Și asumă că nu e în timpul serviciu. Atunci e foarte bine. Am dreptul fie la cuvânt. Spun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru, împotriva, abținere. Propuneți 6, 7 și 8 litri. Rog, propuneți-mi să aprobăm în bloc proiectele 6, 7, orică vizează aceeași speță. Proiect de hotărâre privind respingerea petiției numărul 86-8677 din 9-9-2022 depusă de doamna Deacă Elena, prin care solicită scutirea taxei de exaltizare. Proiect de hotărâre privind respingerea petiției numărul 8678 din 9-9-2022 depusă de doamna Angală Mariana Elena, prin care solicită scutirea taxei de exaltizare. 8. Proiect de hotărâre privind respingerea petiției numărul 9347 din 10-10-2022 depusă de domnul Radu Vasile, prin care solicită scutirea taxei de salubrizare. Domnul da. Juridic vorbind, Consiliul Local aprobă taxa, Consiliul Local hotărăște de cine scutește. Eu am inițiat proiect de hotărâre în forma respingerii. Sunt, de fapt, singurele 3 cereri pe anul ăsta care au venit să scutim taxa de salubritate. Taxa de salubritate în forma ei este suportabilă pe toată lumea. Ați văzut și în raportul Curții de Conturi că modul ei de calcul aduce mult mai puțin prejudicii bugetului local decât în forma aprobată 2019-2020 de către fostul executiv. Nu am de gând să scutesc pe nimeni, că nici pe noi nu discutește nimeni la plată, la Bacău. Am observat în schimb o chestie. Toată lumea vrea scutirea taxei de salubritate după ce vine acasă din străinătate, își face curat în curte, în prima marți. Este un mobil așa de mare la poartă. După aceea își scutește taxa de salubritate, că nu mai generează gunoi. Pe le genera pe tot anul. La ce schimb mai? Ce-ți mai scutezi? Și la vinerii și la plecare. Și vin luna, octombrie să-mi spui că în anul 2022 mi-ai stat acasă. Aici nu mai e ca securității, să știu care pleacă, care vine, știți, cu avizele la vamă. Suntem liberi, libere circulații, pleci, vii, dar ești obligat conform procedurii, să depui declarația la începutul anului și vei fi tarifat în sistem paușal de o persoană, cum se practică de altfel în toate OATV-urile. Deci nu există scutiri de taxa salubritate. Dacă cine vrea înțelege bine, dacă nu, poate să mă dea în judecată, hotărârea este perfect întemeiată juridic. Aici, în taxa de salubrizare, am spus nu este doar că îți vine mașina în fiecare marți la poartă și îți ia gunoi. Nu. Pentru că eu scot din pârai alte tone de deșeuri care le pun în containerele de la CAP-ul, care se umplu, da? Și ele tot primăria le plătește. Și aia este distribuit la un întreg general și face parte din taxa de salubrizare.
Cine vrea înțelege, cine nu, cine este foarte supărat, v-am spus, poate îndeam contenciul administrativ. Eu, cam dată, n-am văzut pe nimeni să câștige pe spesare. Îmi scrie la cuvânt? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este de acord? Împotrivă, abține. No, proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Dragăi ca membru la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacului, domnule primar. Aici un proiect de hotărâre care e de bun simț pentru fiecare comună din România, mai ales. Știți foarte bine că atunci când ajungi să nu te poate ajuta nimeni, este Crucea Roșie care vine și îți mai dă o pătură, o apă, un container. Eu am rămas surprins că e nouă finanțare la bugetul ăsta. Nici n-am știut. Vă spun sincer, chiar am citit legea și am specificat adus de aprobare că nu au finanțare la bugetul de stat, ceva să devină constat. Adică ei trăiesc efectiv din donații și din alocări sporadice. Și am spus așa, că sper să nu fie nevoie vreodată. Vă spun la bun început, nu fie nevoie vreodată în Comuna Bravoie să vină Crucea Roșie. Și am tot hotărât că e bine să ne afiliem și noi să intrăm în rândul comunei din județul Bacău. Ei ne-au făcut solicitarea, era nici de bun simț din partea mea să nu inițiez un proiect de hotărâre pentru 3.500 de lei. Nu suntem nici atât de bogați, dar parcă sărați să nu dăm 3.500 de lei pentru, ca o donație, puteți să o luați în considerare, pentru Crucea Roșie. Încă o dată, convențiunea îți dea Dumnezeu să nu fie nevoie vreodată să-i văd în Comuna Bravoie decât pentru acțiuni de informare. Îmi scrie la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a OEG numărul 29 din 2022 pentru modificarea și completarea legii numărul 672 din 2022 privind autorul public intern, domnule primar. Mi-aduc aminte de vorba domnului Antoș când am aprobat organ de grame. Mai modifici două ori am asta. Și mai bine o dată. Da. Când ne-am, după ce au venit Curtea din Contra, am avut măsură organizare, citit, raport, organizarea auditului public intern. Ne-am dat peste cap, am făcut compartimentul ăla de audit, am angajat un auditor, când să se apuce de treabă, în septembrie, intră în vigoare, OG29, privind modificarea și completarea legii auditului intern. Și cum o completează? Îmi impune ca compartimentul, să aibă minim 2 auditori. Eu am făcut efort să angajez unul. Dar eu doi nu plătesc nici dacă mă pipăr cu ceară. Vă dați seama, impactul bugetar este enorm. Vine, trebuie să fie cu studii superioare obligatoriu, trebuie să aibă vechimii în domeniu, da? Trebuie să dai un 4.500 de lei în mână. Cu ce contribuie la stat să mai duce aproape încă jumătate? Păi, eu nu dau 2 miliarde pe auditor într-un an. La 2, minim 2. Și avem varianta să încheiem un contract cu... Deci, externalizarea serviciilor, să discutăm la vremea respectivă. Cu o firmă sau este o structură asociativă a comunilor, se numește Asociația Comunilor din România, care la nivel de Bacău funcționează foarte, foarte bine și are în componență acest compartiment de audit, în baza unui contract de colaborare, care oricum va fi infinit în favoarea comunului noastră ca și costuri, va realiza auditul ca să respectăm măsura curții de conturi. Eu, la vă spun, 2 auditori nu permit. Mai degrabă mă angajez un necalificat decât să am 2 auditori. Despre asta e vorba în proiectul de hotărâre. Am spus, abia ne pusesem la punct într-un fel și au venit legea și ne-a spus să avem minim 2 auditori. Mai bine așa, mai scrie poate niște bani, nu mai dat. Minim 2 auditori e mult. E mult pentru Comuna Bravoie. Să scrie la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține. 12. Informări, interpelări, petiții. Domnule primar. Dar eu nu am ce să vă spun, decât că încercăm cât de cât să ne apropiem de perioada rece. Încercăm să punem la punct utilajele pentru perioada rece. O să achiziționăm antiderapantul și tot ceea ce e nevoie ca să fim pregătiți. Nu știu în ce fel de iarnă va fi. Deocamdată toamna vă cățină cu noi. Ca și lucrări. Da, nu, știți cum, lumea râde, dar dacă vă ați aminte când am aprobat la începutul anului costurile de combustibil cu mașinile și cu astea, aveam avut un preț, era 5,30 lei, dacă nu știu, 5,60 lei, da? Ați fost la punct? E 8,95. 8,95. 9 lei. 8,95. Râdem așa, că e neputin, dar toate știți cum îi văd în administrație, văd că nu mai ajung bani. Deci nu mai ajung bani. Știți cât era eliminatul când am început? Mandatul era 4.200 de lei pe lună. Știți cât e iluminatul acum? 9.200 de lei pe lună. Dublu. S-a dublat. S-a dublat. Dar plătești noi facturi, că și noi plătim facturi. Cum? Plătești noi facturi, bine și noi. Da, dar unde ai să vezi 4.200 și doată 9.200? Nu vă spun domnul Antoi, la fel, da. Pe acolo. Mi-a venit o factură, un la curent,
de 2400 și la două săptămâni de obiect și următoarea 2600. A, deci la Enel. 5000. Deci sunt lucruri care le văd în buget. Uite, lucrările care le facem. Ciment, am început cu 28 de lei mandatul. 35. Adeziv. Vă să iei divină. Da. Au zis, au trimit grei acolo. Sunt lucruri, am încercat să țin din scurt, n-am mai, nu prea mai ieșit cu nici cu utilaje, bine, nici nu prea omesc ca să... Așa, dar basculanta am ținut-o mai mult pe dreapta, am încercat să evităm tot a mea remorcuța, ne învârtim stânga-dreapta cu ea, să ne facem treburile. Apropo de remorcă, am văzut Gabi Borândaru și-a cumpărat la mâna a doua, permite lege, și-a luat o camionetă de asta cu 7 locuri și caroserie. Nu pe primărie. Dacă ai un serviciu propriu, cum era DPPO, poți. Dar pe primărie nu... se când... Ești pe primărie... Deci era bun DPPO. Și am văzut în Argheta, un comasor. Deci cum cobori de sus, dacă cum cobori acum, un comasor din asta, are o motocositoare în spate. Da, are și MST-ul nostru. Are coasă. De vegetație. Are coasă, care e lateralul și tunde toate... Cum are tractorul? Cum e coasă la tractor? Cum e costoarea? Nu, care merge pe marginea șoselei. Care merge pe marginea șoselei. Pune-ți toate buriile. Atât e de mare costoarea. Da. Exact cum are drumul național, dar e o mașină. Da. Este o mașină cu braț. Avem și noi, pe brațul de la MST, care tot cu tot vegetație. Dar nu faci treabă și de culoare, doar de bolovan de liopar. Nu, ăla merge așa singur. Asta era poate ca un 1200. Inclusiv... Ajunge și capăta până la... Da, până unii limita cu pădurea. deja o mașinărie în fața de ăsta care face tot. S-a făcut furări pe raza comunii. Urmează să fie, face legătura unești, capăta. Deci eu o să mă uși pe tot. Ca idee, cei de la... Pentru investiția la CNI au trimis documentația pentru emiterea autorizației construire. Am vorbit cu domnul Pațăru, ei au toate avizele în termen. Deci autoritatea de construire se va emite imediat. Cred că undeva săptămâna asta vor ajunge documentele, că sunt la Racova momentan. Nu știu de ce curierii nu reușesc să facă diferența între Gura Băi și Gura Băi de Racova. M-au sunat cei de la Racova, că sunt acolo, nu știu problemă, de așteptă. Așa părțește, că după rama de rechitoasă, da. Așteptăm. Bine că au fost trimise. Firma care a câștigat licitația este de la Râmnicu Serat, se cheamă Secii Keyboard SRL, au balastieră proprie, au stații de betoane proprie. Și dacă vremea permite, ei vor să apuce de lucrări anul ăsta. Eu deja am dat dispoziție, o să vedeți săptămâna asta, când încep brașările pe strada Cimitirului, Ienății și Zăvoi, ca să putem să stăm liniștiți. Și demelia, la fel, s-a aproape gata o parte. Zăvoi așa în brașările, nu? Mai sunt câteva demelia pe care. Mai sunt în demelia. Vorbesc de uliți. Așa, nu știu cum o să facă, prin uliți sunt foarte înguste și eu nu dau seama că deja sunt puse pubele, cum o să fac acele rigole. Rămân la tine proiectantului, vă anunț, s-a schimbat soluția tehnică, liberă. Dar bancă. Am bancă. O să vedem cum o să fie. Bancă ori de mijloc, ceva de genul. Nu, au un proiect frigor, vă spun sigur. Și o schimba soluția tehnică din beton rutier în asfalt. Deci o să vină chiar cu asfalt. Ei spun că au curaj să bage cu finisorul pe acolo, am discutat cu ei. Ok. Cu iluminatul public am câștigat definitiv Înalta Curte Casație și Justiție. Așteptăm AFM-ul să ne solicite să mergem să semnăm contractul de finanțare pentru modernizarea iluminatului public. La cum e văzut, prevăzut aliu inițial, el are 800 de becuri. O să încercăm să facem în așa fel încât să rămânem pe același număr de becuri pe care le avem, dar de o calitate mai bună, pentru că dacă mă pui să fac eficiență energetică, atunci crești numărul de becuri la 477 la 800, poți să-mi pui mama becului economic tot. Nu mă aștept nimic. Schimbă și capul transport sau... Îi spun că da. Eu aș vrea să fie un sistem cu telegestiune. Dacă ați văzut, ăla care pe măsură și te apropie de el s-aprinde. Dar cam asta îmi doresc. Adică să-și intensifice
Când treci în raza... Când treci în raza... Sunt lăd, de asta, pe... Adică renunț la un număr de lucru. Că trebuie să-mi bani și la proiect. Dar să vine ceva de calitate. Acum e iluminatul public acum una cu alta. La vreo 500 de lămpi, e ok. Așa, la drumul județean, te obligă să pui din stâlp în stâlp la lampă de 50. Păi e o eficiență energetică. Dacă îmi pui, eu am acum de 30. Și tu îmi pui la drumul județean, la țar kilometri din stâlp în stâlp, nu prea văd eficiență energetică. Adică trebuie gândit proiectul ca să nu ne încărcăm cu factură mai mare, să fie util. La 30 acum. 30 pe drumul, 50 pe drumul județean. E condiție obligatorie. Doar că sunt în sistem LED, mai puțin consumatoare, nu mai sunt cu mercur, cum să stai. 36 la 200 de bați, scuze. Pe de asta am întrebat, schimbă și conducturile, cablurile sunt groase. Care s-a putea fie acolo de 200, cum au fost calculate înainte, acum trebuie... Dar nu mai sunt domenicii, iar scoase. Nu mai e... Cablurile sunt schimbate toate. Deci, cablurile sunt transport. E una să ai un fier cu 2,5 și tu ești electrician și una să ai cu 1,5, nu? Am plătit, plătit ATR-urile la apă, urmează să emite certificatul urbanist și autorizația pentru branșare, stați la pompare. Apropo, să vă spun tot, mă luați cu un proiect așa, uite, nici eu n-am știut că fostul proiectant, în timpul domnului Mihal, ceea ce ați aprobat proiectul ăsta o grămadă de ani, stații din pompare nu erau branșate la curent direct. Probabil comisia de recepții aplauda așa și n-ar fi mers cu un proiect singur. Deci m-am dat peste cap cu proiectul alimentar cu apă în loc, că-ți imagina ce muncă a fost din partea mea și aparat de specialitate, ca acest proiect lăsat așa cum a fost, să-l vedeți în derulare. Deci nu erau prevăzute stațiile pompare a fi branșate la curent direct, domnul Panțărui Mare. Bani de... Cum? Bani. Ei, de unde? Bani. Bani, doar știți câte sunt două ATR-uri? Nu înțeleg, dar e vorba de bani. 5 miliarde și ceva două ATR-uri, pentru că fac punct de transformare separat. Și vin cu 380 separat. Pe care am spus eu. Nu, nu la capăt, am pe temelia, temelia și cu păltirea, da? Sărboaia și intrarea la sărboaia. La capăt ai aproape sau cum? Limit. I-au fost 380, v-am spus că au modificat, am făcut cu firma de iluminat, am dus înapoi firul de 380. Și iluminat atunci aveți un fir, la pietre aparat acolo. A venit cu punct trafă. Iluminat a venit cu trafă, ia din medii, de la sărboaia, de unde au fost granurile. Da, e aproape. S-a făcut studiile, se rude, soluții, nu vă imaginați că... Au calculat și nu duce la 80. Guto, transformatorul e mică. Deci proiectul de alimentare cu apă și se poate dus la capă. Motorul e mai bun de 5. Păi da, dar s-a făcut extinderea. Era normal să fost transformat. A fost făcut. Pentru la cașă, nu dat mai bunești timp. Și seara când, deci seara când tot s-a făcut. Toată lumea treaba de cazul de apă soluții. Am făcut de unde l-am făcut, sunt în final asigurată. Și nu poate să ducă pentru și stați de la capă. Din limite trebuie stabilizată. Și atunci, iar dacă se separă, are transformatorul cu sistem de iluminat, cum trebuie să ducă din apă. Are de curent alternativ, schimbă transformul așa, organizat prea mai frecvent. Unii transformatori de capacitate mai mare, zi? Da. Așa. Deci, nu-i prevăzut cu sistem de iluminare, doar împrejmuire la fiecare bazin, și nu-i prevăzut cu grup, bă, nu, rezervă de curent separată. Lupă electrogen, de la care se pornească, dar am stat și am analizat cu domnul. Se oprește lumina. Se oprește lumina, se oprește. Dar eu n-am pompe pe distribuții. Eu am pompe pe alimentare. Alimentare, da. Se oprește alimentarea, bazinul are rezerva lui, nu poate țină curentul. Și depinde când durează războiul, acum vedem. Dar, teoretic, la noi se ia apa din Mănești, două zile aici la Buravăi, încă este apa. Și am spus, domnule, hai să dăm drumul la lucrare, așa, nu mai găsesc ce n-are. Hai să găsim și ce mai are. Că nu mai termin lucrarea așa. Deci nu mai termin. Eu unul se mișcă foarte greu la autorizație. Acum au venit, te-am dat certificat de urbanism, să ducă la Ion și la mediu ca să-și ia avizile, să putem da autorizație de construire pe aceste două ATR-uri complicate de altfel. Ei mă asigură că vor lucra. Dar firma care lucrează, altă firmă care face, vă dați seama, raportul la curent. Până nu termină aia, mai pot lucra ăștia la alții. Păi ăștia la alții am băgat la branșele. E bătaie de cap. Vă spun, un proiect, e mai bine să lucrezi pe un proiect cum făcut de tine, decât să încerci să dai seama și cum vreau să facă cealaltă. Oricum, iar e la grea mare acolo.
Nu vă puteți imagina cu ce eforturi va fi terminat. Cu eforturi, eu și acum am cereri suplimentare de sume la minister, pentru că mai apărut încă o stație de pompare pe traseu, că raj, am redus presiunea de distribuție. Aia care o face la Pătrășcani, acolo, nu era redus în proiect inițial. Până era la... Acolo, la intrare Pătrânata și acolo, prin Sârboaia. Era cum ești la rezervă, jos acolo. Păi da, când nu și-o dat seama că gravitațional nu ar fi ajuns apa la temelie aici, pe dreapta. Deci la Guravăi ce facem? Că parte din consumator nu ajunge apă. La ce nu ajunge apă? Dar avem proiectul de extindere, să de apă. În clipa în care proiectul de extindere va fi... Păi el se lucrează la SPO acum, o să fie prevăzut să ajungi la rost cu apa. Pe deal cel puțin și unde nu este apă, acolo o să fie rământă pe la rământă. Păi ce nu l-a dat bărbați care conghelință? Păi că l-a supăr. Dar tu stai jos, stai. E adevărat. Trebuie să ne gândim la un sursă alternativ. Este prevăzut în proiectul numărul 2 de la Angel Salini, este foraj cu puțuri proprii. Două foraje de mare adâncime care vor asigura apă pentru Comuna Guravăi. Domnul Gălăr, am ajuns la ședința aia, să nu știu. Să nu mai depinde neapărat de rază. Avem 300 de miliarde alocați de către minister, lucrăm la SF-ul și vă dați seama că un SF-ul de 300 de miliarde nu-l facem într-o săptămână. Că dacă vreți să-l facem, îl facem. Dar după aia e ca proiectul de alimentare cu apă. E Dumnezeu cu mine. Și unde vor fi poțurile? Lăsăm geologii să spună cum. Nu pot să le spun eu. Dacă mă întrebați pe mine, eu le-aș spun. Dar geologul își pune cuvântul, că să fac studii de profunzime. Degeaba îi spun eu, du-te la... La uitoare. La uitoare și el când bagă, dă de mână. Nu dă de mână, poate dă de saramură. Poate să dă benzină. Da, mă, să căuțați, trebuie să-i faci ocazia. Fiecare cu ce doare. E oleana deasupra capului tău. Păi mă, da. Știi cum te vâși? Dar s-a făcut studii pe la voi. Și-o pentru ea, și-o găsă la mână. Da, ai tu vrut de rest. Păi da, să mă duc și pe programul la autobuze de mijloace. Așteptăm licitația de la Bucetare de Țeanu. S-a depus anunțul de participare acesta. Noi sperăm din toată inima să reușim să avem un sistem public. Dar de ce s-au cedat cei de la Onești să circule până sus autobuzele? Nu au cedat niciodată. Nu au cedat. Dacă se, era un zbor. Dacă se respectă... Dar de noiembrie cedează și vor pe mijloace de transport în comun? Noi presiuni, deci noi presiuni de mare vizionă. Am făcut presiuni și cred că s-au văzut că am făcut și public presiuni. Rămâne la atitudinea administrației municipiului Onești cum va gestiona viitorul transport public din zona municipiului Onești. Mie mi s-ar fi părut corect ca toți primarii de zonă să fim chemați la o discuție, la o ședință, împreună cu transportatorii locali, să fie lucrurile puse pe tapet de la bun început. Puteam să fim anunțați de la începutul anului să vor face aceste modificări, nu cu o săptămână să înceapă școala. Și să nu fim puși în situația în care și acum vin oameni la mine și spun că domnule, nu ne ajung bani, să mai dăm și încă 3-4 lei ca să ducă copilul la Moisiu sau la piață. Sau... Eu i-am făcut calculul, am adresă scrisă către Consiliul Local Onești, a fost dezbătută petiția mea în Consiliul Local Onești, în sensul că ați descurajat accesul la educație. Asta e motoul meu. Despre restul să mai descurcă copiii. Gândiți-vă că vor să deschide pasajul de la din TCR. Ați luat la orele de vârf să ieșiți de la gara spre... Da? Ei, dacă mai drumul și la pasaj, o să trecem, cred că, cam 4 ore. Bine. E dezastru. În momentan, pe Onești, este dezastru. Să spun, tot se face la giratorul, la bilator, se face amuncare. Aglomerația care a creat-o la autogară, datorită faptului că toate comunele de pe împrejur trebuie să o crească acolo, nu. Va trebui să... Eu cred că vor trebui să găsească altă soluție. Deja am comunicat cu Consiliul Județean Bacău, soluția nu este una care îmi convine, dar nu am ce face. Deci nu am ce face. Fiecare UAT își stabilește în intern, cum eu dau la, pentru traseul DG119 stațiile și UAT Onești dă și eu stațiile. Având în vedere că ei au stabilit doar autogară și sus la Petrom, deși stația la Petrom nu-i văd niciun rost. Din parte de orice. Da, nu pot să comentez. Asta a fost, decizia. Dar cum fac chinabieta? Ce-i caia asta? Un alt fiertin în toată lumea, acum, dacă vrei să găsești o lege, să te ancorezi de o lege, imediat îți dau un răspuns. Găsesc că dacă legi sunt și proaste, îți dau imediat. Dar înainte de a fi legal un lucru, asta am transmis-o și Consiliul Local Onești, hai să vedem dacă e moral.
Dacă e moral să oprești copiii la autogară, 8 lei pe brava, onești, 8, 16, și să mai dai 4 lei pe zi, e crescut cu 25% costul cu transportul, da? Și avem un părinte care lucrează la piață, cu minimum de economii, și fata lui care merge la Moisiu. Câți bani cheltui pe lună din minimul ăla pe economii? 10 milioane, aproape, din 16. Amărește alocațiile la bani. Deci 10 milioane din 16 pleacă pe transport. Îi strângeam mâna și salutam, dacă spune așa, da, începând de la 5, nu mai știu când, autobuzele nu mai trec pe raza Oneștiu, dar toți elevii care prezintă carnet de elev, că merg la studii pe raza OAT Onești, beneficiază de transport gratuit. Aveam ce să comentez. Da, primar, dacă domnul primar de la Onești face un magazin Nevila sus, la hotel, dar magistrații și atunci. Da, să vină la Nevila, acolo, s-a cumpărat. Astea sunt discuții condiții și nu vreau să mai intru în polemică, mi-am tras cu cei. Păi nu, dar asta e interesant. Azi, să facem domnul sus la piață, bază la Nevila. Este păcat, m-a spus. Este păcat că noi nu avem posibilitatea. Uite, Berzuțiu cu Livrezu. Două primării total opuse ca și cu conducere, au un traseu județean intern acolo, între Berzun și Liviț. Au făcut o asociere și au luat transport, au depus acum, s-au aprobat prin PNRD, microbuze nepoluante cu încărcare electrică. Mi-a făcut și mie seama cu cine discuta în sensul ăla românești. Chiar dacă drumul județean nu este al nostru, puteam să ne asociem și noi, asocierii de OAT, să participăm la licitația asta nouă cu microbuze nepoluante. Da? Și fiind ale noastre, serviciul transport public local cu serviciul transport public local, puteam să dăm subvenții pentru ele, pentru pensionari, puteam să stabilim stații comune, dar e vorba de fiziune. Alte înscrieri la cuvânt?